Mergem mai departe, oameni buni. Țineți minte, săptămâna trecută am fost la Plăcinte, nu? Da, Plăcinte, la Plăcinte, în Parcul Iore, cu Laura Lezis. Acum mergem la gulaș, tochitură, pastramă, zacuscă. Mamă, plouă în gură, nici nu mai pot să vorbesc. Aoleu. Festivalul toamnei la Ceaun, în Parcul Iore, acolo unde se află două pofticioase, Anisia Gafton și colega noastră, Cristina Petrescu. Bună, Cristina! Bună! Iartă-mă că te întrerup, dar de foame eu sunt rup. Și zic mare adevăr, dar tu ți-ai luat doar un măr. Hai toată lumea! Iartă-mă că te întrerup, dar la coaste eu sunt sup. Toma cum face văleu, că-mi iei din cartof mereu. Mamă, ce-aș lua un colț de pâine să nu iei ceaua ăla. Avem și atmosferă aici. Smash vedete la zacuscă. Da, da, da. Aici, când 300 de kilograme de zacuscă. Sper. Chiar voiam să vă întreb, deci cât de 300 de kilograme de zacuscă ies din acest ceaun? Da, da, da. Mama mia, mama. Cred că ajunge la toate vedetele. De ce? Că facem și aici piscină, facem, notăm aici în zacuscă asta. Doamna, și ce vreau să vă întreb, că vă văd mai în etate. Doamna Maria, da? Vrei pâine? Hai că veni și cu pâine, pâine și cu zacuscă, Cătălin. Ce poftă mi-a făcut. Să ne aduci și nouă. Tanti Maria, Tanti Maria, să spuneți cine a stat să curețe vinetele, că mă gândesc că s-a stat ceva. Cred că am stat aproape până la 2 din noapte, azi noapte. Deci a stat ore întregi, de asta ore întregi. Dumneavoastră, da? Da, da, da. Dar de unde sunteți, doamna Maria? Nu se bagă doamna la curățat? Eu cu doamna. Nu se bagă la curățat că le vă întreabă Cătălin de unde sunteți, din Valea Doftanei, parcă nu? Nu, din Băile Govora. Doamna din Băile Govora, eu din, doamna, din Valea Doftanei. Și v-ați strâns aici cu ceaunul mare, ați venit la București, să vadă și București. Busuiocul, care e foarte important, un ingredient pentru această zacuscă. Secretul este că îl poate conserva și se ține așa. Busuioc. Busuiocul. Eu am cerut o porție de zacuscă și mi-a adus doamnele, uite, un ceaun noi, deci asta nu-i farfuriuță. Dar tu știi să amesteci în zacuscă? Da, normal, îți dai seama, adică ia, ce vrei hai, să spui, hai, că amestecă, nu sunt gospodină? Da, normal, stai să vezi. De la stânga, care e stânga? Spuneți-vă, nu mai știu, trebuie uiți pentru zacuscă asta. Nu, poți să deci, încerci cu... Așa? Așa? Mai ușor. Așa. Așa. Gata, auzi, până amestești tu în zacuscă, da. Eu să știi că vreau să mă duc mama acolo. Mia, de fapt, hai, vină cu mine, Anisia, că vreau da. Să vedem ce, porție, ce mai avem. Da. L-avem și pe poți șef Marian da. Aici, care vreau da. Să ne explice ce e acolo. Am văzut ceva în spate acolo, foarte ia. Interesant. Ce anume? Bine, pe lângă ceaunele astea, când aici îți lasă gura apă, tot ce vezi. Ați văzut acolo, am văzut mama acolo mea. Niște oi, niște berbeci. Niște legume, niște roșii. Acolo avem niște oi care au fost eviscerate, tăiate și băgate într-un baiț special, uscate și apoi opărite, după care... Sunt uscate în aer liber sau cum? Uscate în aer liber, da. Și arată demențial, Cătălin, tu doar le vezi și telespectatorii doar văd aceste mâncăruri, dar noi aici murim de mirosul ăsta. Mama mea! Da. Da, aici avem o pastramă de berbecuz din carne mama afumată. Mia. Mama mea. Care... Ce spui, Cătălin? Repetă, te rog. Cât timp în Parcul Iore oamenii pot să găsească festivalul toamnei acolo, cu zacuscă, cu ceaune, cu tot ce e bun de mâncat ne în perioada întreabă, asta? Cătălin, cât durează acest festival? Acest festival aici în Parcul Iore durează până duminică seara și da, invităm. Din asta. Toți bucureștenii, pe toți. Acei care au plăcere să iasă afară. Cei care sunt în trecere prin București, nu? E bine, da. Îi invităm să savureze din produsele noastre, din mâncarea aceasta care a fost gătită cu suflet în primul rând. Ce face Alesia? Nu mai poate eu de poftă. Eu sunt Alesia. La dietă și am comandat aici și niște cefuți de porc, niște cipercuțe, adică na, eu am, înainte am mâncat foarte multă salată ca să nu încap aceste ingrediente. Să balancez. Dar n-am cum, dar nu, n-am cum, deci am luat o raznă. Asta e un fel de biscuit pentru mine și nu știu, cred că o să încep cu mămăligă. Nu, cred că o să-mi pun și niște mămăligă. Merge turtă cu mămăligă? Să lași loc și de două sarmale, te rog frumos. Și de două sarmale, da, și sigur. De două sarmale, da. Anisia, dar tu ești pofticios așa de fel. Ai văzut că așa ne-a prezentat Cătălin ca fiind două pofticioase. No. Deci, cum vedeți că eu nu mănânc nimic, adică eu seara nu mănânc. Aiurea, nu. Aiurea, nu. Dar
Ce zici, Cătălin? Este sau nu anisia pofticioasă? Tu ce crezi? Nu știu, dar pot să spun că noi aici în emisiune, în platou, am cam salivat și eu vă și lasă gura apa, așa-i? Și toți colegii din spate camelor de filmat. Mama mea, nu cred că... Festivalul toamnei, Iore, Zafuscă, să nu vii cu mâna goală, Cristina! Aveți grijă de voi și poftă mare! Festivalul luminilor pe ceruguri, deci este cea mai... Da. Mulțumim, mulțumim, Cătălin! Mulțumim, mulțumim că... și mulțumesc eu că m-ați invitat aici că mănânc moca, sincer, de asta vin. Deci până duminică vă așteptăm aici. Da, și încă o dată invităm bucureștenii și nu numai pe ei, aici în parcul Iore, unde se ține acest mare, mare festival. Alături de această mâncăcioasă, mănâncă de când dar a venit aici. Dar văzut că am cântat de mâncarea asta, păi de corect, dar țiganul de foame. Păi exact, exact, exact. Mulțumim, mulțumim mult de tot, Cristina, da. Vă mulțumim mult de tot.